credeam, mamă, mare Schumacher. Run, bitch! Run! Să-mi bag picioarele. Salut tuturor, ce faceți? Nu știu de ce dracu aștept mereu un răspuns. Poate răspundeți în comentarii și ceva, băi, eu sunt bine. Nu știu, chilul meu. Eu tocmai ce am un drum de făcut. Bine, mai exact, mă duc și la muncă, ca băieții. Hai, băi, mergem pe tu. Păi cum v-am promis, o să fac și car vlogul ăsta. Sper să vă placă. Vă rog să mă susțineți cu un like, cu un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Cred că m-am plictisit de câte ori spun chestia asta mereu. Dar ne, ce să zic și eu. Haide, 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 fă-te verde. Totuși sper să vă placă seria asta, să fie tot ok. Nu cred că aveți vreo preferință în ceea ce spun, în ceea ce... Nu știu, vorbesc eu fără să mă gândesc. Dacă totuși aveți vreo chestie pe care vreți să o fac, gen, băi, fă și vloguri, fă și nu știu ce. În trecut am făcut niște vloguri, când, cred că acum un an. Și am mers destul de bine, avem multe vizionare. Și cred că e posibil să vă placă. Dacă vreți să mai fac topuri, cum am făcut pe acela cu top 5 locuri pântuite din București, o să fac și din altă țară, din toate țările, ce vreți voi. Materiale sunt pe toate drumurile. Trebuie doar să-mi spuneți ce vreți. Ai făcut-o scurul, mătii, mergi. Un BMW în spate. Gata. A, e începător și are BMW seria 3. Hai că e bine. Bravo, băiat. E super bine. A, ce urăsc eu traficul ăsta din București. Am permisul de aproape 2 ani, nu cred că v-am spus niciodată. L-am luat pe 3 ianuarie. Cred că era și polițistul băiat și toate cele. Na, după Revelion. Ce pot să mai spun? Ideea e că am luat și sala și permisul din prima. Uite, dobitocul. Măcar a dat semnal. Haide, haide. Mașina asta nu am de foarte mult. Prima mea mașină a fost un Opel Astra G, în două uși. Vă voi lăsa aici o poză. Gata, a dispărut poza. Ați ajuns să o savurați. Mașina am schimbat-o pentru că am considerat că am nevoie de ceva mai puternic, să spun așa. Nu neapărat că sunt eu la curse sau ceva, dar chiar ai nevoie de putere în București ăsta. Vai cum am sunat, deci că am fost un interlop, nu? Mă refer că ai nevoie, uite, te mai baci, te mai una alta, te ferești de proști, că sunt pe toate drumurile, frate. Te știu cât ai coloană. Și ești la fel. Hai, băieții. Die. Unde dracu te oprești, mă? Încercăm să păstrăm limita legală, pentru că nu vreau oameni. Mașina asta e dătătoare de amenzi, ca să o numesc așa. Adică deja am 60. Limita fiind 50. Dar rămâne între noi. O, uite pe mașina.
mașina aia că am dat-o școală. Da, da, pe aia am dat. Deci dacă ați văzut Luganul ăla, cred că o să pun... Bine, e în față, n-am de ce să mai pun ceva. Hai băieți, hai, curaj, curaj. Ora e... A, e ora 2, e clar. De-aia aglomera Caneaua. Haide, mrăra. Ca să vă spun povestea cu școala de șoferi. Băi, cred că a durat jumătate de ani. Dar, într-adevăr, am învățat cum trebuie toate cele. Nu pot să spun nu. Și am dat prima oară pe mașina asta, pe Loganul ăsta. Apoi... Au. Cu mașina asta simt toate gropile atât de jos. Pare că faci stânga, faci stânga normal, dar nu se dă semnal drept. Hai că dăm și noi semnal să fim în tren, că n-am BMW. Așa, au groapă, au groapă, aici avem roșu. Frate, m-am oprit ca dracu. Bun, hai să vă continui povestea. Deci am dat prima oară pe mașina aia, pe Luganul ăla alb. Mașina era bună, era diesel, nu știu ce motorizare. Cred că era 1.6, dacă nu mă înșel. Cred, nu știu sigur. Cert e că era diesel. Ulterior, după, cred că vreo 6 ședințe, s-a produs un accident. Nu din vina instructorului, nu din vina celui care conducea. Era o proastă care pur și simplu a mers pe linia de tramvai, se aluneca pe jos, iar ea se crede la curse. Ideea e următoarea. A mers pe contrasens, a pierdut controlul volanului și a lovit vreo 3 sau 4 mașini. Gata băieți, mă duc. Ok. Bine, băiatul a mers pe roșu, nu pot să zic nu. Băi, cât de aglomerat e la ora asta, frate. Două mamă e de treabă. Așa și după am dat pe un Renault, nu mai știu dacă Clio. Era o mașină micuță, dar era benzină, ușoară și fugea. Sau cel puțin așa mi se părea mie la început. Na, neavând experiență, neavând nimic, mergeam numai cu 30-40 la 40 se lua instructorul de mine. Și mă credeam, mamă, mare șuma. Să-mi bag picioarele. Ceva ce să vă mai spun eu. După am dat școala așa pe Renault ăla, repet, nu știu ce era. Benzină 1.4, cred, sau ceva de genul. Mi-a băgat piciorul instructorul odată în pedală și am crezut, mamă, vezi, fuge asta, nu știu ce, și l-am întrebat, mamă, și fuge atât de bine, nu știu ce. Și mi-a zis, frate, nu e o mașină, wow, e benzină și de-aia fuge așa la plecare. Eram acolo fascinat, frate, să vezi. Când mi-a luat și-o permisul, sper să-l iau din prima, ceea ce s-a întâmplat, pentru că am avut multă, multă, multă voință și am vrut să-l iau, frate, din prima. Auzeam tot felul de povești, băi, că nu o să-l iei din prima, că se dă șpagă, se nu știu ce.
Nu e chiar așa. Trebuie doar să te vadă instructorul că știi ceea ce faci. Instructorul, pardon, polițistul, că știi ceea ce faci. Să conduci bine, bineînțeles. Și să nu te panichezi. La o trecere, spre exemplu, trebuie să oprești neapărat. Dacă ai cedează, spre exemplu, cum era cu motocicleta, trebuie să cedezi, chit că îi arăt eu, băi, haide. Dacă îi arăt eu, băi, haide și el e în examen și se bagă, pică examenul. Hai băiatul meu, hai băiatul meu. De șoferi. Vă dau un sfat, nu vă panicați, vă aveți încredere în voi, pentru că nu este o chestie wow, trebuie doar să ai reflexe bune, îți sare un dobitoc în fața mașinii, na, trebuie să pui frână neapărat, pentru că și tu o pui, chit că e vina lui, poți să-l omori, poți să multe altele. Dacă nu vă simțiți stăpâni pe voi, vă sfătuiesc să nu vă luați permise. Sunt foarte serios cu chestia asta, pentru că văd din ce în ce mai multă lume și-a permisul. Iar ulterior se întâmplă tot felul de tragedii. Calcă oameni pe trecerea de pietoni, nu acordă prioritate, se întâmplă accidente și eventual se întâmplă vreo tragedie. Chit că este ceva minor, este șocul ăla. Atât pentru șoferi, cât și pentru victima propriu zisă. Centru acum. De fapt, spre centru, nu chiar în centru. Ha. Să vedeți voi aglomerații. Aglomerații și o Tesla nervos. Ne băgăm ca băieții, am dat semnal. O să băgăm materia ca să nu consumăm. De amenzi. Dacă eram și eu cu a treia frumos, am băgat un pic piciorul 60. Ce înseamnă să ai BMW? Te bagi pe banda din stânga, dar de fapt tu mergi înainte. Bravo, băiat! Ai un premiu. Premiu BMW-ul anului, nu știu. Sau de fapt ar fi vrut el. Ia, să vedem că poate nu m-au zis pe mine. Am avut noroc.
uite și pe asta. Pardon, ăsta. Mai stă și pe telefon. Normal, mă. E pur și simplu normal. Deci șofer în București trebuie să stai pe telefon. Mama lui de telefon, cu cine l-a făcut? Hai să vedem cum ne băgăm noi aici. Ai cam timp? Ai cam timp? De fapt, stai, am spus o mare prostie. Păcat că s-a terminat liceul. Așa. Rectific. Mamă, și diseară trebuie să ajung tu mai de aici. Parcul Izvor, dacă stați în București, pe aici sunt. Tocmai de aici trebuie să ajung în... spre autostradă, acolo la în militari. Și ce o să fie la ora aia la care plec eu? Nu vreau să văd. Mă gândesc cu groază. Hai tata, e baga a doua. O, m-a ascultat tata, hai tata. Fuck around.